Bună ziua și bine v-am regăsit. În această etalare vom vedea ce urmează între voi și persoana iubită, dacă partenerul vostru este în zodiile Gemeni, Balanță sau Vărsător, sau ați ales pe baza imaginii sau titlului acest videoclip. Și vom vedea care este situația chiar acum. Pe lângă direcția generală, vom obține și intenții, sentimente și acțiuni. Da? Și să vedem. De asemenea, dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere și dacă doriți să participați la cursul de tarot pe care îl voi organiza în aprilie, vă aștept cu drag. Bun. Situația centrală dintre voi și persoana iubită. Obstacol. Trecut. Viitor. Energia voastră față de această persoană, energia acestei persoane față de voi, clarificarea situației, circumstanțe externe, speranțe și temeri și rezultat. Baza pachetului. Azi de săptămână. Aici pare că voi ați fost puși în fața unor, hai să zicem, elemente care v-au spus adevărul despre această conexiune. Avem atâta sud de săbii, dar și judecata care sugerează faptul că voi sunteți conștienți de anumite diferențe care sunt între voi și persoana voastră și care pot împiedica relația voastră din a evolua pe termen lung. Singura problemă se pune pe faptul că, în ciuda acestor informații clare, concrete pe care voi le aveți, pare că există o doză foarte mare de optimism și de dorință ca să reușiți să faceți orice, doar să meargă această conexiune. Doar că tendința voastră aici este cumva mai mult dintr-o dorință de a menține totul așa cum este, dintr-o dorință de siguranță și dintr-o dorință de a fi, de a vă ști asigurați în legătură cu partenerul vostru. Ce vreau să știți aici este că persoana voastră este foarte interesată, foarte pasională în legătură cu voi, ține foarte mult la voi, doar că nu este atât de profund totul la nivel sentimental pentru această persoană. Ce trebuie voi să știți însă este că din cauza faptului că nu este o persoană atât de implicată în partea emoțională, poate avea tendința să facă niște pași un pic cam impulsivi. Și chiar dacă voi încercați să acoperiți și pentru lipsa de maturitate a acestei persoane, pentru că voi sunteți reprezentați de regi, ceea ce înseamnă că voi sunteți persoanele mai mature din această relație, iar persoana voastră este destul de imatură, voi simțiți să faceți munca în această relație cât pentru doi. Și pot înțelege dorința asta, dar în aceeași măsură văd că nu este neapărat locul în care vreți să ajungeți, dacă o țineți tot așa. Cu patru de pentagrame, vă văd că începeți să țineți și să strângeți foarte tare de această conexiune, chiar dacă începeți să devină obositor pentru voi. Începeți să realizați că și energia voastră este finită. Începeți să realizați că aveți momente în care cedați și că nu mai puteți să continuați tot așa și cu toate astea. Vă încăpățânați să țineți de această relație. Deși cu pentagramele vedem un progres, totuși, dacă ne uităm la cărți, nu se văd în imagini progresele. De ce? Pentru că 3 de pentagrame este colaborare, 4 de pentagrame este stagnare, iar 5 de pentagrame este de regulă abandon, răceală sau o stare în general negativă, neplăcută. Un pic de atenție, pentru că aici se vede ca și cum pe viitor, în ciuda faptului că voi faceți tot posibilul
să tot cedați pentru a face această conexiune să meargă, pare că tot nu cedați suficient, pare că întotdeauna vi se cere mai mult, pare că întotdeauna voi trebuie să lăsați și mai mult, și mai mult, și mai mult, pentru că partenerul nu este dispus să depună eforturi, la fel ca și voi. Și ajungeți într-un punct în care să ziceți, ok, eu ți-am oferit toate resursele mele, de toate formele, dar se simte ca și cum, atunci când îți dau ție, e ca și cum aș arunca totul neant. Pentru că eu, în schimb, nu văd absolut nimic. Nu văd nici implicare de partea ta, nu văd nici dorință de a face lucrurile să meargă, nu văd nimic. Și văd că pe voi nu vă interesează neapărat resursele în sensul că vai câți bani cheltuiți voi cu această persoană sau cât timp petreceți cu aceasta sau ceva de această natură. Dar vreți să vedeți un pic de bunăvoință și din partea persoanei voastre și nu prea se vede. Cu cavalerul de bâte și nebunul, aici pot să apar chiar și flirturi de partea persoanei voastre. Poate exista un schimb de mesaje cu o altă persoană și pe care voi să-l observați și peste care efectiv să nu mai puteți trece. Și din cauza aceasta, pare că voi ajungeți într-un punct în care rămâneți pe gânduri, are sens să mai continui cu această relație și situație sau nu. Cu doiul de bâte vreau să vă atrag atenția asupra faptului că pe voi vă văd într-adevăr că vă gândiți că nu mai puteți accepta și dura chiar atâtea. Dar nici nu vă văd dornici să faceți neapărat un pas să ieșiți din această situație. Este ca și cum voi rămâneți departe, vă confruntați cu toate problemele, dar nimeni nu vă întreabă nimic ce aveți, ce n-aveți și așa mai departe. Vreți să ieșiți, să evadați din situația asta, dar nu aveți curaj să faceți nici primul pas. Voi sunteți foarte investiți emoțional în această conexiune, dar doar pentru că voi vreți ca această conexiune să fie benefică și pentru voi și pentru această persoană. Și dacă voi dați totuși persoana asta nu dă nimic, nu înseamnă că este o relație sănătoasă, nu înseamnă că e o relație echilibrată. Într-o relație sunt două persoane, nu puteți să dați doar voi totul constant și cealaltă persoană să își vadă doar de viața sa ca și cum n-are nimic de pierdut. Eu vă zic să aveți atenție pentru că aici se acumulează resentimente și la un moment dat vor exploda. Chiar dacă acele resentimente sunt la voi și voi încercați să faceți totul să fie bine. Nu tot timpul, nu toată viața să puteți face asta. Gândiți-vă foarte, foarte, foarte bine. Ca să vedem intențiile, sentimentele și acțiunile față de voi. Pare că această persoană intenționează să ia o decizie, să continue să ascundă lucrurile de voi și să lase lucrurile între voi să progreseze, să continue, în speranța că voi veți depune tot efortul, dar nu văd persoana voastră să aibă intenții să se schimbe și nu văd această persoană să dorească să confrunte situațiile așa cum vin. Atenție foarte mare că aici puteți avea de-a face o parte dintre voi cu persoane de tipul dacă nu zic nimic și tac din gură și evit problemele înseamnă că sunt și rezolvate. Este clar că ăsta nu este neapărat adevărul, dar persoana asta cumva se teme să fie pusă în fața greșelilor sale și este în stare să facă orice, doar să nu se ajungă acolo.
atenție foarte mare la această persoană, pentru că nu mi se pare că această persoană vrea să fie complet deschisă și onestă cu voi și cred că deja a început să mintă. Și nu cred că această persoană va fi dispusă să facă eforturi pentru îmbunătățirea relației, nici în viitorul imediat apropiat, nici cel îndepărtat. Doar în cazul în care această persoană ajunge disperată și este teamă că v-a pierdut pentru totdeauna, atunci o să mai depună un ultim efort să vă facă pe voi să reveniți la ea, dar cam atât. În ceea ce ține de sentimente, această persoană are sentimente față de voi, dar nu știu, cumva atitudinea sa este ca și de copil, ca și de adolescent. Este ca și cum această persoană, emoțional vorbind, n-a atins niciodată perioada adultă. Persoana asta se îndrăgostește și dezîndrăgostește și reîndrăgostește cât ai clipi. Dar nu cred că este pregătită să se dedice cu totul emoțional. Dacă voi puteți accepta asta, e ok. Dar dacă nu, e bine să știți de acum. Cu pașul de pentagrame și 5 de cupe azi de săbii, mie aici îmi pare că voi veți fi cei care veți decide după ce veți vărsa efectiv tot ceea ce aveți pe suflet, veți decide să părăsiți această conexiune. Persoana asta va rămâne într-adevăr cu foarte multe regrete și cred că voi conștientizați deja că această persoană va avea foarte multe dificultăți din momentul în care voi plecați, dar asta nu înseamnă că trebuie să vă sacrificați toată viața pentru că această persoană doar are de gând să se comporte ca un copil. Și aici îmi pare mai degrabă o situație în care ori vă alegeți pe voi, ori țineți această persoană în viața voastră, dar pierdeți și echilibrul relației, dar vă pierdeți și pe voi înșivă. Și nu este deloc o soluție. Deci cred că voi ajungeți să înțelegeți că e gata și că nu mai puteți duce lucrurile așa. Trebuie să vă alegeți pe voi. Cam atât am avut eu de spus pentru voi. Sper că vă este utilă etalarea și dacă doriți etalări personale, aveți detaliile în descriere. La revedere!